Mi s-a părut o temă foarte interesantă ce ați ales astăzi. Ce să fac când am chef? Aș începe cu 1 Timotei, capitolul 4, versetul 14. Aveți, spuneți, unde Pavel spune lui Timotei, și hai să citim cu toții, nu fi nepăsător de darul care este în tine. Până aici. Nu fi nepăsător. Spuneți-mi, este versetul ăsta valabil și pentru noi astăzi, în generația asta tânără. Vedeți apatie la maxim. Da sau nu? Mă, să colaborați cu mine. Vedeți apatie la maxim. Nu stai că poate nu știe ce e apatie. O mă, un jurnalist și-o întreba pe cineva, domnul, ce e apatie? Și zice asta, nu știu și mă interesează. Da? Și cred că trăim în vremuri de astea în care există multă apatie. Însă vreau să vă dau câteva sfaturi, așa de la inimă la inimă. Mântuirea noastră este prin credință, dar răsplata nu e prin credință. Răsplata e după fapt. Iisus a spus așa în Apocalipsa 22 cu 12, a spus așa, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după, zice stare, după fapta lui. Cu alte cuvinte, să știți că în cerul nu vom fi toți la fel de bucuroși. Și nici n-ar fi corect să fim toți la fel de bucuroși. Dacă ai zis, am luat să-ți închide ușa raiului după mine, nu gândești bine. Că s-ar putea, dacă ești chiar acolo, pe buza iadului sau în raia, s-ar putea să ne ajungi. Deci, rețineți, mântuirea mea prin credință, suficiența jertfei lui Hristos, dar intensitatea bucuriei mele și răsplata mea nu este după credință, ci este după fapte, spune Biblia. Adică nu ne zice Biblia apostolilor ci ca soare din Împărăția Lui Dumnezeu. Alții ca lună, alții ca stele. Alții mântuiți ca prin foc, așa de media 5. Da? Deci nu va avea nicio răsplată. Va fi bucurie? Sigur că da, dar nu la aceeași intensitate. Altul a luptat mai mult pentru Dumnezeu și a luptat cu apatia, și a luptat cu lipsa de chef. Și a zis, băi, Domnul la mijloc, e onoarea mielului în joc. Și numai dintr-o dată vezi că, cum zice Proverbe 24 cu 5, cel înțelept ce face? Își oțelește blaga. Auzi? Își oțelește blana. Dacă puteți să puneți, băieți, versetul acesta e foarte important. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput ce face? Când nu mai are blană, ce face? Își oțelește blana. Se ascute. Există momente, așa cum s-a spus, când nu mai avem chef. Normal, când avem chef, că 99,9% de noi, din firea noastră pământească, dar nu-i place să citească Biblia. Mai bine stăpăriilor, nu? Păi normal că diavolul are un aliat în noi. Deci noi luptăm împotriva diavolului, dar să nu uitați că diavolul are un vrășmaș în noi care ține cu el. Și asta este firea pământească. Și eu trebuie să-mi o mortific în fiecare zi și să-mi înțeles blaga. Și dacă n-am pe cineva care să-mi dea totdeauna după umăr, hai bă, don't give up, don't give up, hai bă, încă o dată, hai bă, nu te lăsa. Sunt momente când n-ai pe nimeni în jurul tău. Sunt momente când ești tu singur cu Dumnezeu și ești flash, să spun așa. Și ce trebuie să faci? Să-ți întărești tu blaga. Deci trebuie să găsești ceva în tine. Și vă spun cum se găsește asta. Moise a murit, consilierul lui Iosua. A murit. Și rămâne Iosua singur. Și Domnul se uită în Iosua capitolul 1 și spune așa. De 5 ori într-un capitol. Întărește-te și îmbărbătează-te. Că nu mai ai pe nimeni să-ți dea așa după spate. Hai, don't give up, hai, nu renunța, hai mă că poți, bă, te rog, hai mă, mă rog pentru tine. Momente când nu ai prorocul lângă tine, nu ai pastorul, nu ai prietenul cel mai bun, două noaptea, nu mai știi ce să faci. Biblia spune, întărește-te. Și cum te întărești? Adică, fă-ți autoterapie. Nu lăsa sinele să-ți vorbească. Nu pot, nu știu, cred că nu mai domn, nu mai merge. Taci, fire pământească. Și ce faci? Găsești ceva în tine. Ce anume? Ai 31.102 versete în Biblie. Ai 1.500 de promisiuni. Ai aproape 8.000 de promisiuni, 1.500 de porunci. Și ce faci? Iei promisiunile lui Dumnezeu și spui, nu te teme, nu te uita cu îngrijorare. Orice armă forită împotriva ta va fi fără putere. Ce slab să zică? Sunt tare. Și mi-am pus într-un carnețel, mi-am pus 400 de versete. Și când diavolul venea cu, nu cu lipsă de chef, ci că ciuma care bântuie între slujitori nu e atât de mult lipsa de chef, ci desnădejdea. Ce fac atunci? Îi iau gloanțele, iau dinamită și când diavolul venea cu anumite stări să mă moaie cu desnădejde, luam și când citeam acolo niște voievozi, mă prigonesc fără temei, dar inima mea nu tremură decât de cuvântul tău. Și începeam să-mi pun vitamin în suflet și mi-oțeleam vlaga. Și vă rog să mă ascultați, trebuie să știi, asta este cea mai mare artă în viața de credință.
Să știi să preiei controlul, să nu lași firea ta pământească să-și facă de cap în viața ta cu lipsa ta de chef, că n-am chef, că nu știu ce și că nu știu cum, și să spui, nu, eu pot tot în Hristos. Uitați ce zice Biblia, Psalmul 42 cu 5. Biblia spune așa. Pentru ce te mâhnești suflete și gem înăuntrul? Zice stare. Nu tău, citiți bine, frate, la pian. Nu e problemă, toată lumea crede că e așa, dar nu e așa. Pentru ce te mânești suflete și gem înăuntrul? Meu. Cu cine vorbea? Cu cine? Cu el. Hei, sufletelule, ce te zice? Nu știu, frate, Domnul știe. Capă pământ. Hei, sufletelule, ce tot îmi predici minciuni? Nădăjdește-n Dumnezeu. Iarăși vă lăuda. Nu îl vei, ci îl voi. Asta înseamnă autoterapie spirituală. Și nimeni să nu spună mie că Biblia nu e o carte de gândire pozitivă. Oh, frate, psihologie, frate, psihologie, nu. Asta e Biblia. Cel slab să zică sunt tare. Chiar dacă smochinul nu va înflori, eu tot mă voi bucura în Domnul. Nu te teme, orice am, sunt părinte împotriva ta. Dumnezeu așa de tare, când treci una de 1100 de versete, mi-e dat aproape 8000 de promisiuni. Deci o treime din versete îți încurajă. Și tu îmi spui mie că nu funcționează, Duhul Sfânt este Duhul mângâierii, așa? Scriptura mi-a fost dată, zice Biblia, Roman 15 cu 4. Zice, mi-a fost dată de ce? Ca să avem nădejde, spune Biblia, pentru mângâierea, da? Prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scriptura, să avem nădejde. Este Biblia o carte, printre altele, și de gândire pozitivă când zic, când nu mai pot eu, poate El, dar pot și eu, prin El, pot totul Hristos, amin? Nu te dăm vina, Doamne, postul, du-te tu la spital, Doamne, că eu n-ai chef. Trebuie să înveți să fii mai dur cu tine, când n-ai chef. Trebuie să înveți să fii mai dur. Trebuie să preiei controlul la aliatul ăsta satanei care e în tine și în mine, care e firea pământească, care ține cu diavolul. Și ce să faci? Să-ți mortifici firea pământească, să o răstignești în fiecare zi. Că dacă nu omori păcatul, te omoară păcatul pe tine. Și o chestie de timp. Psalmul 118, versetul 27, zice Biblia așa. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o la coarnele altarului. Ce înseamnă asta? Că în fiecare dintre noi există o vită. Și vita aia are corne și copite. E sălbatică. Și vita aia e firea ta pământească. Și asta vrea să-și facă de cap. Mă duc la strand, e duminică, n-am chef. Mă duc la Netflix. Mă duc la nu știu unde, e vremea bună. Nu, n-am chef, mă duc acum să mă concretizez. Mami, nu pot. Stai până la două noaptea și nu știu ce și dimineața n-ai chef să te trezești. E o vită în tine. E firea ta pământească. Și zice Biblia, hei, nu lăsa să-ți facă de cap. Prea controlul, leagă vita. Și adu-o la coarnele altarului, adu-o la crucea lui Hristos. Înjunghi-o, mortific-o. Că dacă nu le vita, să știi că te ia în coarne. E firea ta pământească. E o chestie sălbatică în tine și în mine. Și chiar dacă l-ai primit pe Iisus Hristos, sălbăticia aia rămâne. Și trebuie să vă las călăuzit de Duhul, nu de firea pământească. Nu, cum lupt cu cheful? Cu n-am chef. Prea controlul, frate. Întărește-te. Îmbărbătează-te. Leagă vita. Înflăcărează darul care se întinde. Oțelește-ți vlaga. Nu pot, frate. Satana spune asta că nu poți. Tu poți totul în Hristos care te întărește. Tu crezi asta? Mi se pare că lipsa noastră de laudă este pentru că crede mai mult pe Satana decât pe Dumnezeu. Dumnezeu zice, Doamne, cu tine vitează, bine. Eu sunt cel mai mic. Du-te cu puterea care o ai. Doamne, dar de ce mi s-au întâmplat aceste lucruri? Domnul este cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Doamne, dar nu se. Deci Dumnezeu te încurajează și asta te pune întrebări. Nu suntem și noi așa. Să vorbește tot. Domnul cu tine. Eu sunt cel mai mic, Doamne. Du-te cu puterea care ai. Doamne, eu sunt cel mai sărac. Da, sărac. Că noaptea ai mers cu 10 din slujitorii tăi ca să dărâm idolii lui taică-to. Tare sărac că ai 10 angajați în vremea. Așa e? Și măcar că Dumnezeu îl încuraja, el se hrănea cu ce? Cu cuvintele necredinței. Și eu cred că de multe ori lipsa noastră de chef este pentru că ne hrănim cu gândurile firii noastre pământești și nu cu gândurile Duhului Sfânt. 1 Timotei, capitolul 4,
Versetul 6. Așa, uite. Haideți să citim cu toți. Și dacă tăi aceste lucruri, Timotee, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus. De ce? Fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței. Opa, atât. Cu ce trebuie să mă hrănesc ca să-mi vină cheful? Cu pâine, vitamină, cu apă, oglindă, sabie, miere, ciocan, metafore. Nu există stare pentru sufletul nostru, dragi tineri, care să nu există o promisiune sau ceva prin care Dumnezeu să nu mă poată ridica. Și atunci ce fac? Hrănește-ți credința cu cuvântul lui Dumnezeu și fricile îți vor muri de foame. Repet. Hrănește-ți credința cu cuvântul lui Dumnezeu și fricile îți vor muri de foame. Nu mai crede pe Satan. Tocmai faptul că trăiești în frică și în apăsare este un semn clar că ești sub un atac demonic. Pentru că Dumnezeu, deși Biblia, nu dă frică copilul Săi. Corect? Spune asta. 2 Timotei 1:7. De ce zice Biblia? Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Deci în spatele fricii ce e? E un demon. E un demon. E un duh. Nu e un simplu sentiment. E un duh, spune Biblia. E un monstru. Și Dumnezeu dă putere. Când treci prin clipe de alea, nu știu. Cum e? Ascultă-mă. Ăla e un monstru. Și să știi că asta nu e de la Dumnezeu. Dumnezeu își apasă copii. Dumnezeu avem un duc de putere și de dragoste. Doamne, ajută-ne să credem asta cu toate. Ce fac? Ce să fac? Să biruiesc? Uite câteva sfaturi practice. Hai să vă mai dau un sfat practic. Eu cred că la generația asta tânără, care zice că nu are chef, eu le-aș da un sfat. Deci până lângă toate astea, întărește-te și lupte cu sinele, cu firea ta pământească și așa mai departe, vă spun ce ar trebui să facem. Un detox. Să facem un detox de asta spiritual. Știți că în moda asta, toată lumea vrea să fie slim fit, să se potrivească, să... Câte kilograme ai, câte înălțime ai. Oh, fă un detox cum Herbalife, Aloe Vera Forever, Doterra, vai, nu știu ce să... Eu, să vezi ce bine te ies toxinele, se curăță sângele, ficatul, nu știu ce. Ok, no problem with that. Nu suntem împotrivă? Deci când e vorba de trupul nostru, Doamne, cum știm să punem vitamine, să avem vitamina D, ceva care lipsește în alimentație, nu știu ce, totul să fie bun. What about your soul? Dar ce zici de sufletul tău să faci un detox spiritual? Să te retragi 2-3 zile undeva într-un hotel, numai tu cu Domnul, într-o cabană. Să iei 2-3 zile de post. Să citești 50 de psalmi pe zi, o 3 zile. Să te vitaminizezi. Să stai înainte la Dumnezeu cu un pic șopoaie. Să spui acolo toate toxinele, toate păcatele care pur și simplu au inhibat puterea lui Dumnezeu. Motorul nu mai merge. E ceva, e o toxină în viața ta. E ceva acolo care frustrează prezența Duhului Sfânt. Doamne, mă rog, dar nu simt. Doamne, nu știu ce, dar nu simt. Doamne, nu știu ce. Ce să faci? Uite, dracu, nu-i păcat. Și lipsa asta de chef e datorită unei frustrări care o aduci lucrării Duhului Sfânt în viața ta. Și ce să faci? Să fii mai dur cu tine. Să fii mai dur. Și asta îmi spun mie în primul rând. Să mai divorțăm de telefoane, să mai divorțăm de ecrane și să ne retragem, să stăm izolați cu Dumnezeu. Să spun, Doamne, nu mai simt ceea ce am fost amuz 10 ani, amuz 20 de ani de zile. Doamne, simt că nu mai am tăiși, Doamne. Doamne, fă ceva în mine și cu mine, Doamne. Nu mă lăsați să fiu un papagal, Doamne. Nu mă lăsați, Doamne, credeți-mă că mulți care cântă în bisericile noastre, parcă sunt la români, au talent. Deci au voce extraordinare, acompaniamente, wow, fain, nu știu ce, dar nu emană atmosferă spirituală în spatele cuvintelor. Nu există cercetare. În continuare, soară, în continuare, în continuare, în continuare, în continuare. Da? O inerție de asta moartă. Dar ce ar fi, de exemplu, să te pregătești înainte la Dumnezeu? Să iei o zi de post, să te sfințești. Să zici, Doamne, fă cântarea asta să aibă tăiși, Doamne. Să vindece familii, Doamne. Să cerceteze oameni. Să emană, Doamne, atmosferă spirituală prin Duhul Sfânt. În așa fel încât cântarea nu să fie doar un punct în program. Doamne, fă ceva în mine. Să te rog să ai această nemulțumire sfântă de viața ta. Să spui, Doamne, nu mai pot așa. Să te retragi. Să-ți mărturisești păcatele. Să le scrii.
Să găsești un om cu fermoar pe gură și să te mărturisești dacă e cazul ăsta. Și spune că vine cheful. Dar asta înseamnă no shortcut. Nu există scurtături și trebuie pocăință. No, să nu vorbim astăzi de pocăință, nu. Noi am vrea așa să vină Duhul Sfânt peste păcatele noastre direct și să rămânem acolo așa cum noi. Uite-te la David. David a păcătuit și după ce a păcătuit în Psalmul 51, versetul 10 în jos, el nu a spus, Doamne, dă mântuirea înapoi. Și ce a zis? Doamne, dă-mi iarăși. Zice sare. Doamne, dă-mi iarăși. Zice sare. Bucurie mântuirii. El nu a zis, Doamne, dă mântuirea înapoi. Zice, Doamne, sunt mântuit, Doamne. Dar mă mai bucur de asta. N-ai pierd. Și nu asta problema. Pentru că păcatul, primul lucru pe care păcatul se face, știi ce face? Îți spune bucurie. Te jevuiește de bucurie. Și atunci ce facem? Încercăm să facem așa un timp de laudă și încheiat? Nu-i nimic rău. Un worship, nu-i nimic rău. Ceva așa ca să ne angrenăm, să zicem, ok, Domnul. Ok, nimic rău în a cânta Domnul. Dar ce-ar fi să vii să spui, Doamne Dumnezeu, înainte să te laudă, curățește inimile. Vreau un detox spiritual, Doamne. Deci lipsa bucuriei la serile noastre tineret și așa mai departe și lipsa de putere este pentru că păcatul te jefuiește de bucurie. Și bucuria Domnului tăriană. Așa că există momente, există anotimpuri în viața de credință, există vara sufletului când ești în foc pentru Domnul, nu? Există și iarna sufletului. Când e mai greu, nu trebuie să țină mult. Ține acum. Dar dacă ești în iarna sufletului, Biblia zice în Iuda, versetul 2, dacă nu mă înșel, zice, luptați. Iuda, versetul 2, zice, luptați pentru credința care a fost dată Sfinților. Cu? Odată și pentru totdeauna. Există momente, știi, când credința o zice, fain, ești ca și cântarea aia. Eu am pornit fericit pe cărare, Domnul, 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 ce fain cu Domnul. Da? Și dintr-o dată, timp ce ești fericit și happy, nu știu ce, Domnul bun, dintr-o dată, bam, ceva neașteptat se întâmplă. O traumă, o relație ruptă, boală, ceva. Ceva ispită, ceva ispită canceroasă care îți dă la ușă. Și zice, bine, fii atent. Viața de credință nu e un sprint de alea de 100 de metri, ci un maraton. Și maratonul are 42 de kilometri. Și cu cât te apropii mai mult de final, cu atâta oxigen mai puțin. La început, încep, fain. New levels, new devils. Cu cât ești mai dedicat, vei fi mai violentat. Și cu cât merg pe calea de credință, să știi că atacurile vor fi mai grozave și mai grozave și mai grozave și mai grozave. Cu cât vrei să fii mai pur, cu atâta vei avea parte de o propagandă a minciunii din partea celui rău. Și de atacuri. Vă spun din experiență. Și momentele alea, zice Biblia, ok, nu mai poți cânta cântarea, eu am pornit fericit pe cărare. Ok, nu-i rău. Dar nu uitați, sunt momente în care trebuie să lupți. Și limba greacă spune, agonizați pentru credință. Momente când trebuie să agonizezi, care trebuie să intri în bătălie spirituală. Să agonizezi. E chestie de viață și moarte. Și acolo nu mai merg când ai chef. Că dacă n-ai chef, mori. Mori. Te distruge diavolul. Te distruge. Și atunci trebuie să faci următorul lucru. Găsește-ți un duhovnic spiritual. Găsește-ți un om cu care să poți să vorbești. Găsește-ți un umăr pe care să poți să plângi și să-i spui durerea ta. Nu fii lup singuratic. Lupi singurate și mor repede. Găsește-ți un om cu care să te uită, frate, trec prin așa ceva. Te rog, nu vorbi cu nimeni, uite, asta e criza, asta e traumă. Nu-ți privatiza durerea. Spune cuiva mai matur. Luptă, agonizează. Că dacă nu lupți, te papă inamic. Diavolul este ca un leu care ce face? Răvnește și numai te caută pe cine să înghite. Dacă trebuie să lupți. Trebuie să lupți, trebuie să iei în zona de confort. Să vă spun o formă de atac care am avut un număr cu câțiva de zile, 7 ani. Am avut un vis. Și visul mi se spunea data când o să mor. Să mor, să mor. Și m-a trezit tulburat.
Sunt supra Ana, văd copii, orfan. Is that you, Lord? Ești tu, Doamne? Nici ne-a spus ei nimic. Soții. Care acum seara că ei împart cu pruncii să dea cu pizza. Ea m-a dus. La permisul poliției și se face după și licența. Asta e. Doamne, binecuvântul tău. Acum ea mă conduce și la corpul și la figurat. Și ce-am făcut? M-am dus în pădure. Am zis, eu nu mor. Nu mor niciodată. Nu spun tu mie că eu mor. Și-am luat promisiunea lui Dumnezeu. Psalm. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările lui Dumnezeu. Și-am început să proclam. Domnul este Dumnezeul păcii și a spus lui Gedeon, nu vei muri. Și-a luat toate promisiunile lui Dumnezeu și credința și tot ce a însemnat puterea lui Dumnezeu. Diavolul este un mincinos. Am nagară de aia. Nu voi muri. Va trebui să predic Evanghelia lui Dumnezeu. Acum ascultați-mă. Dacă ajung să crezi că o să mor, o să mor, o să mor, o să mor, să știi că poți să deschizi o ușă spre acea minciună și să-i dai prilej cel rău. Mai când bolnavești, mor de frică. Eu cred că mulți au murit nu de COVID, ci de frică că o să moară. Adică deschizi o ușă spre lumea ocultă. Și m-a dus și am luptat cu tăchii visele astea și am zis, pleacă satanul. Eu cred în promisiunea lui Dumnezeu. Nu o să mor. Trebuie să știi să te o înțelegi. De unde aștept că visul nu a fost la Dumnezeu? Dumnezeu vrea să spună că o să mor, o să ai pace. E ok, m-a luptat, luta cea bună. Mi-a zis că Pitele, mă așteaptă cu lumea, nu? Corect. Când visul nu e de la Dumnezeu, îți aduce groază și spaimă. Și Dumnezeu nu bagă groază în copiii lui, că-i tată. Amin? Așa că, oțelește-ți puterea, fă-ți un detox spiritual, întărește-te, îmbărbătează-te, ieși din starea asta. Statisticile sunt foarte dure astăzi. Spun așa, 20% din membrii bisericii lucrează și 80% înșomează. Când am zis asta într-un cerc pastoral, am zis, Gabi, ești cam optimist, 20%. Deci 20%, mă auziți, din membrii bisericii lucrează. 80% consumatori. Consumatori de program. Măcar că Dumnezeu nu vrea niciodată ca biserica lui să fie ca un stadion. 22 de leșinați cu după minge și 80.000 plini de energie, stau acolo suporteri plini de energie și înjură și dau cu roșii. Bă, aia predică-mă, bă, ăla cântă, nu știu ce mai dă. Dumnezeu vrea să fim un trup. Să fim toți mădurare, unii altora. Nu un stadion. Așa că, dragi tine, haideți să ne descoperim darul spiritual. Uite-te să vezi, în Noul Testament sunt 19 daruri. În toată Biblia sunt 35-36 de daruri. Și cred că sunt și alte daruri care nu sunt în Biblie. De exemplu, nu există în Biblie darul cântării. Dar eu cred că există oameni care au dar de a cânta. Toată lumea cântă. Dacă cântă e mai repede, să simți doar o poștă, că e un har special. Dau un exemplu, da? Sau gator, sau așa mai departe, da? Descoperă-ți darul spiritual și dezvoltă-ți darul spiritual, pentru că, repet, răsplata noastră nu este după credință, ci răsplata noastră este după fapt. Uite, Colosei 4 cu 17 acum așa. Hai să citim cu toții. Și spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o Domnul. Acum pune numele tău acolo. Și îi spune lui Gabi, și îi spune lui Juan, și îi spune lui Oliviu care a dat îndemnul, și îi spune lui Vinter, și îi spune lui Benny. Ia seama să împlinești cum? Zice asta. Bine. Încearcă să lucrezi la maximul tău de potențial pe care tu nu ți l-a dat. Amin? Fă lucrarea într-un mod excelent. Nu vi se pare interesant că noi vrem așa răsplată în cer, vrem să mergem la Domnul așa, dar uite-te, cum, uite-te ce a făcut Iisus pentru a avea premiul de a sta înapoi la dreapta Tatălui. Evrei 12:2. Biblia spune așa. Citem cu toții. Și
Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Iisus. Și acum, care pentru bucuria care era pusă înainte. Care era bucuria care era pusă înainte? De a sta înapoi la dreapta Tatălui. De a avea înapoi slava care a avut-o. Pentru bucuria asta și onoarea să fie înapoi cu Tatăl. Ce a făcut? Zice stare. A suferit crucea. A disprețuit rușinea. Și șade la dreapta lui Dumnezeu. Și ce interesant. Că noi vrem bucuria care ne stă înainte, dar nu vrem cruce. Iisus a zis, uite, pentru bucuria asta, eu trebuie să trec pe la cruce. Trebuie să disprețuiesc rușine. Noi vrem direct așa să ne ia Domnul în rai, cum a cântat fratele Ovidiu Liteanu cântarea. Hai în rai, ce mai stai? Ok, dar nu era așa simplu. Pentru bucuria care ne stă înainte, zice Biblia, trebuie ce să faci? Să fii gata să suferi. Să fii gata să-ți mortifici păcatul. Versetul 3. Versetul 3, 12 cu 3. Uitați-vă de acolo aminte la ceea ce a suferit din partea păcătoșilor. O împotrivire așa de mare față de sine. Nu mă dau jos de pe cruce. O împotrivire. Hai dacă ești Dumnezeu, nu mă dau. E o împotrivire, o luptat. Așa e? Pentru că nu cumva să vă pierdeți inima și să credeți de o poseală în sufletele voastre. Deci când zici că nu ai chef, și zici este vorba, ai poftă minim în când. Normal că nu ai chef să citești Biblia. Dar răspund ce să faci, când vrei să citești Biblia. Pune telefonul pe mod avion și nu-l pune la tine în cameră. Pentru că nu te pune în altă cameră. Bagă sub aia. Pune-l în coșul de gunoi, nu știu. Fă-te, să nu-l vezi. De ce? Pentru că în timp ce citești Biblia, primești o notificare. Ia inima să mă uit. Să tai mai uneza. Vă ți-o vorbi, Domnul. Gata. Dar nu chestii păcătoase. The enemy of the best is good. Vrăjmașul lui ce are Dumnezeu the best pentru tine. Îi să accepti ceva bunice. Și atunci ce să faci? Pune-l deoparte. Lasă-te conectat direct cu Dumnezeu. Stai singur cu Dumnezeu. O țărește zlaga. Spune, n-am chef. Dar eu vreau să am chef, Doamne. Și ce zice Pavel Timotei? 2 Timotei 1 cu 6. Ce zice? Îmi flăcărează, Doamne. Îmi flăcărează, Doamne. Pune jar. Dar o care se închiește în starea aia. Starea asta lipsă de chef. E ok, e o chestie a naturii tale vechi, cu care trebuie să rupi toată viața. Nu bălti, ridică-te. Uite-te la Hristos, mă. Uite-te El, Hristos. Ce împotrivire mare față de sine. Uite-te cum o, pentru bucurie, o suferi crucea. Fii mai dur cu tine. Fă-ți curat în agenda. Dacă ești implicat în 50 de grupuri. Păi bă, frate, îți ajunge un grup două. Când tu vrei cu toate grupurile. Cu ce crezi? Că nu mai ai tu timpul personal cu Dumnezeu. În loc să faci în timpul tău devoțional să fie cel mai important, să nu treacă zi, să nu stai pe genunchi, să stai cu cuvântul, să te simți frustrat, bă, trecut, bă, n-am citit în Biblie, nu? Să începi să te vitaminizezi, că normal că n-ai chef, că dacă nu bagi energie în tine. Și Evanghelia e puterea lui Dumnezeu, nu? Dacă bag puterea lui Dumnezeu și stau cu capul în Evanghelie, vine putere, nu? Că dacă nu stau cu Scriptura, ce fac? De unde să am putere? N-am chef. Bagă-te în priză, bagă-te în priză, spiritual vorbind, citește Evanghelia care e puterea lui Dumnezeu și transfer de putere. Generația care nu mai vrea să citească. Măcar că la început era cuvântul în videoclip, nu? Așa vorbește Domnul, nu așa arată Domnul video. Și dacă nu mai stăm cu cuvântul, de-aia nu mai avem putere. Dragi tine, de-aia Evanghelia e puterea lui Dumnezeu. Stai cu Scriptura? Ai putere mai mare. Nu stai cu Scriptura? N-ai putere. Să vă spun experiența unui evanghelist care a căzut în păcat, un evanghelist mare care mergea după stadion, Statele Unite. Și întreba cineva, a zis, auzi, când ai citit ultima dată Biblia, numai tu pentru tine, așa, să te arădești. Eu sunt pe val. Eu mă duc pe stadion, Eu mă duc de la conferință pastorală, timp de chestii de genul ăsta. Și toți să zice, toți să fie în profetul Americii supranumit. După o vreme foarte scurtă s-au zis, bang! Mare evanghelist a fost prins, căzut în păcat. Nici nu te miri. Nici nu te miri. Psalmul 119 cu 92, Biblia spune așa. Psalmul 119 cu 92. Zice Biblia așa. 119. Dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, aș fi perit, zice stare. Nu asta să fie prorocie pentru noi în seara asta. If your law had not been my delight, I would have perished
into my affliction. Dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea. Adică Ezra se pare cel care a scris Psalmul 119, care are 176 de versete și doar în 8 versete n-are ideea de cuvânt, lege, mărturii, orânduie, porunci. Restul, în fiecare verset are ideea, era obsedat de lege. Și rău așa. Gabi, am ajuns pe buza prăpastiei. Diavolul mă împingea să cad. Dacă n-am căzut în ticăloșia mea, zice, este pentru că am fost dedicat Scripturilor. Și când Satana a vrut să mă arunce să dea mine de pământ, m-am prins de o promisiune, m-am sprijinit de un verset în Scriptură. Și de-aia am pierit. De ce pierd astăzi atât de mult? Prorocul a căzut. Fata mea bună. Băiatul, vin să cred. Simplu, când divorțez de Biblie. M-au zis ce vă spun. Când divorțăm de Scriptură, oricât de grozav am cântat, oricât de grozav am avea papagal să predică, când ai divorțat de Scriptură, ascultă-mă, e o chestie de timp. Și pierd. N-am chef, fă-ți chef, frate, că mor. N-am timp. Pentru ce iubești, îți faci timp. Dacă ar fi vorba să câștigi așa un cașcaval de 5.000 de euro, numai că faci o mutare. Mama mea, ce timp mai avea? Pe toți ei sunt apă, nu mai pot bine întâlnire. Bă, hai că amânăm cu intervenit ceva. Când e vorba să cauți ce iubești, pac, pac, pac. Când e vorba de Domnul, n-am timp. Ce minciună gogonă. Deci acum n-ai timp când ai copii. Statisticile spun așa. 90% din membrii bisericilor noastre au atâta Biblie în cap cât au acumulat înainte de căsătorie. Nu-i trage. 90% din... După aia, frate, am copii, frate, am job, nu mai pot. Unii mai ies din cor, frate, știi, ai probleme. Și rămân niște pitici spirituale. Trezește-te mai dimineață. Culcă-te mai târziu. Eu nu vreau să fiu din aia 90%, eu vreau să fiu din aia 10% care să fie mai duri. Cu el însuși. M-au zis ce vă zic? Domnul vrea să crești în har. Domnul vrea să te facă un luptător al lui. Domnul vrea să te vitaminizezi. Și pentru asta, fă-ți timp de Scriptură. Că dacă zici n-am chef, îți spun ce se întâmplă. Mori. Pentru că duhurile se rele. Și duhurile au putere. Mă auziți? Zice, a, Hristos subitul, a biruit. Satan e puternic, Dumnezeu e tot puternic. Dar că nu e toată armura lui Dumnezeu. Așa zice Biblia, nu? Luați, zice sare, toată armura. Pentru că în ziua ce are, unii spun că ziua ce are e o perioadă. Alții spun că ziua ce era e toată viața în care suntem în luptă. Să rămâneți în picioare. Frate, am coiful mântuirii, poate să fie năstăgesc în mintea mea protejată, să crezi tu asta. Că diavolul e atât de ticălos și atât de parșit. Că degeaba ai coiful mântuirii. Dacă ai coif, nu te atacă acolo, îți aruncă sticle pe jos. Și n-are încălțăminte în Evanghelie, păci. Ai încălțăminte în picioare. Și ai coiful, zici, hai, nu, dar și pe sticlă. Să crezi tu asta. Zice, ai platoșa, dacă nu ai, direct în inimă te lovește. Și trebuie să iei toată. Și să fii cu garda sus. Deci nu merge pe un chef. Că mori. Faci decizii care te pot lina pe viață. Vezi, chiar nu merge când am chef. Pentru că e în joc destinul nostru și chemarea. Să mai vorbim atunci când Dumnezeu caută rod. Isaia 53 cu 11. Zice Biblia așa, hai să zicem cu toții și va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora atât. Nu, acum, ești rodul muncii sufletului Hristos. Da sau nu? A murit Hristos pentru tine la cruce. Da sau nu? Și acum, când Domnul se vede la tine, se înviorează, dă arde pentru mine. Bă, lupte cu lipsa aici. Iar vreau atunci când Dumnezeu se uită la sufletul meu, să nu zic niciodată, e fake. Carismă fără caracter e catastrofă. Asta este cea mai mare provocare. Să fim integri. Că putem să impresionăm oameni
cu papagalul nostru și cu să cântăm ca și privighetorile în biserică, dacă n-ai caracter, e zero. Și Domnul se uită dincolo de frunze, care să mă închin, se uită unde? La rod. Bărbunul e perfect, dacă împăcătuiește doare, te duci să strângi păcatul. Și să zici, și dacă nu te-a văzut nimeni, și dacă nu este pe video, să spui, Doamne, mă pocăiesc, Doamne, Doamne, nu vreau să stau murdar. Îți spun eu că, atunci când te detoxifici, Duhul lui Dumnezeu vine și îți vine chefă și vine bucuria mântuirii. Dacă stai cu toxine în tine și joci fals, până la urmă puși cu undeva. Că Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Așa că, haideți să luptăm. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 15, zice Biblia așa. După ce zice, nu fi nepăsător de darul care este în tine. Așa, versetul 15 zice așa. Puneți pe inimă aceste lucruri. Îndelincește totul cu ele. Și acum ascultați. Ziceți toți. Și pentru ca înaintarea ta, zice stare, să fie, n-am chef. Deci Biblia nu există așa ceva. Înaintarea ta să fie văzută de toți. Frate, zice, eu văd că ești de 20 de ani pocăit, dar parcă mă, nu prea ai crescut. Tu ce faci pentru Domnul, frate, zice? Eu nu vreau să dea mândria în mine. Eu așa în umbră, pe ultima bancă, eu nu vreau să dea mândria în mine. Păi, bă, frate, zice, vine înaintarea ta să fie văzută de toți. Ați auzit expresia asta? Deci el n-are chef. E deși o lene că puche leneală. Și se ascunde cu frazele astea. Eu, frate, eu nu prin credință. Nu prin vedere, nu știi tu. Eu cred, nu există. Nu poți să crezi spiritual și nimeni să, și nimeni să vă vadă asta. Când crești, înaintarea ta se vede de toți. Nu poți să ai calorii în plus și să nu se vadă. Se vede! Nu poți să ai pojar și nimeni să nu vadă. Nu trebuie să spună nimeni, că se vede. Și nu poți să ai o relație vibrantă cu Iisus Hristos și nimeni să nu vadă. N-ai cum! N-ai cum! Reinhard Bonnke spunea creștinul, este ca și un cablu electric. Pare inofensiv până ajuns să-l atingi. Și atunci se curentează. Așa suntem și noi. Pe scara locului, bună ziua, vecine, nu știu ce, tot, la școală, tot. Cred că încep să deschid gura despre Hristos și în momentul ăla electrizez, vorbesc de Iisus. Înaintarea ta trebuie să fie văzut. Dacă nu se vede, înseamnă că n-ai crescut. Nu se poate. Biserica te simte. Biserica te vede. N-ai cum. N-ai cum. Luptă cu lipsa de chef. Toți luptă cu el. Și eu. Și vei. Toți luptă cu desmetejea. Fii mai dur cu tine. Fă-ți un detox. Du-te la crucea lui Hristos și zicește, ok, ești pe liceu, că tu ești așa. Interesant că Domnul Iisus își inspectează bisericele. La 5 din 7 biserici în Apocalipsa le zice, pocăiește-te. S-a pocăit? Nu s-a pocăit. Și vezi că nu au sfeșnicul. Îți merge numele că treci, o, te-ai îmbogățit, n-ai încheiat, tot îi crezi la nivel, zice, nu ești la nivel. Pocăiește, ieși din starea aia! N-am chef, zice, Biblia, fii atent că mi-au sfeștit, mi-au prezență. Știți că Turcia astăzi trebuia să fie 80 de milioane de creștini? Unde au fost cele 7 biserici și în loc de 80 de milioane de creștini, sunt 80 de milioane de musulmani. Pentru că biserici au zis, n-am chef, nu mă pocăiesc. E ok, am de toate, sunt în greșu. Și Domnul zice, nu-i bine, ești pot, ești călos, ești norocit, ești gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine. Au curățit prin foc, așa ai doctorie pentru ochi, haine să nu se facă rușine. Bă, fă ceva! Fii plin de râvnă și pocăiește-te! Fii plin de râvnă! Dar, Doamne, nu pot! Fii plin de râvnă! Du-te și spune, vreau, dar nu pot! Dar dă-mi, Doamne, puterea ta! Oare mai găsești Dumnezeu tine? Găsești să aibă acea nemulțumire sfântă? Care să-i frângă înaintea crucii și să spună, Doamne, nu sunt ceea ce văd oameni, ceea ce zic oameni. Tu vezi în viața mea bubaia, 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 de sub braț, de sub talpă, Doamne. Doamne, mă pocăiesc înaintea Ta. Și vă spun, când vine vindecarea, vine și bucurie. Și când vine bucurie, vine și puterea. Și vine și apetitul.
Când omul nu are chef să citească Biblia și să laude pe Dumnezeu, e bolnav. Când omul e bolnav, nu vrea să mânce așa aici. Nu vrea să vadă pe nimeni. Vrea să fie singur. Și ce înseamnă asta? Simptom că e bolnav. Când are chef să citească Biblia. N-are chef să se rauze. N-are nemulțumire sfântă. N-are alergie la păcat. E bine că mă lasă Domnul înțeles. N-are nimic, frate. Și vine biserică și zici că e înger. M-aș termine asta. Și atunci ce vreau să fac? Detox. Detox. Ca nu cumva Dumnezeu să dea pe față. Cred că te-o chema la cămăruță și ai zis, n-am chef. E ok, merge și așa, trezi din carisma. Nu poți. Nu poți. Dumnezeu nu se lasă la jocolit. Și nu de frica pedepsei, bă, de dragul, bă, e relația cu El, mă. Când Domnul trece pe lângă casa mea, vreau să zâmbească. Azi, Doamne, când plec din lumea asta și mor, când vei trece pe strada mea și treci pe lângă casa mea, aș vrea să știu că te oprești și deci, aici a fost un copil. Bă, mă iubi, bă, nu a fost perfect. Bă, da, l-ai văzut cum s-a rugat? Ai văzut câte ore a stat omul ăsta pe genunchi? Ai văzut? Ai văzut inima lui? Ai văzut nemulțumirea lui sfântă? Ai văzut lupta lui? Să fie acea nemulțumire sfântă, agonie sfântă, pentru credință, pentru relația ta cu Dumnezeu, pentru oamenii pierduți. Asta vrea Dumnezeu. Că prinde netul de oameni care numai frișcă pe tortă. N-au blat, n-au discipline spirituală. Că n-au chef. Și o chestie de timp. Și dacă nu fac din legea lui Dumnezeu desfătarea mea, zice Biblia, voi peritică și mea. Doamne, păzește-mi de asta. Vreau să mă apropiu din tine, că și întrebări am, că nu mă duc atâta. Unul dintre cei mai roditori evangheliști pe care lumea a cunoscut, cel mai roditor, fără îndoială, a fost Reinhard Bonnke. 79 de ani a predicat, 79 de ani a trăit și 79 de milioane de decizii pentru Iisus în Africa. Uitați-vă pe YouTube. A predicat în Nigeria la 2 milioane jumate de oameni la o singură întâlnire. Nu mai vedeai capătul, zici că se unea mulțimea aia cu apusul. Și omul ăsta avea în bordul lui, care mergea cu el peste tot, avea un bătrânel de vreo 70 și ceva de ani. Și o să auzi. De ani de zile zice, văd că vii cu noi. Și nu înțeleg. Știu că ai o prinze babană. Știu că ai nepoți extraordinari. Și tu vii din Germania ca să vii să dai scaunele jos, să dai boxe și astea, să faci tot ce înseamnă administrativ, să lucrezi fizic. De ce nu ți-ai nevastă să faci câteva ture în jurul lumii, că ai bani destui? De ce vii aici? Și ascultat și-o zis bătrânelul ăsta. Și s-a uitat în ochii mei și cu ochii mei mi-a spus așa. Am jurat înaintea lui Dumnezeu că nu vreau să-mi sfârșesc viața în fața ecranului. Ci când mor, vreau să mor cu motoarele pornite pentru Hristos. Să mor pe val pentru Hristos. Să nu mă acru, seara. Bă, la 70 de ani! Și când vezi tine, hai să ne rugăm, 18 ani, hai să mergem acolo. Nu știu. N-ai vrea să mă cu motoarele pornite pentru Domnul. O să ne dea lecții niște bătrânei care au zis, am vrut să arăt și ce am luptat cu sinele, frate. Și mi-am pus bani la bătaie și cu banii mei m-am dus la hotele în Africa. Domnul să fie pe primul loc. Wow! Și noi astăzi când vin colecta, pot să ai mai multe, trebuie să-mi iau Jordan. Trebuie să-mi iau nu știu ce. N-ai dat mâșiții ce nu străbunea. N-ai mâle o domnilea acolo. Dar nu că nu ai. Așa. Toată pocăința noastră e până la bani. Până la bani. Vă spun acolo să cunoaște cine e pocăit și cine e pocăit. Dacă ești zgârcit cu Dumnezeu, să știi că nu ești tot cu lui Dumnezeu. Să nu fii zgârcit cu Dumnezeu. Să dai partea Domnului. Să fii darnic. Să nu-ți permiți luxul să nu dai partea Lui. Că astea sunt teste. Știți că numai odată îmi zice Biblie prin ce mă înșelați? Știți că numai odată zice Biblie puneți-mă la încercare? Și când Domnul zice puneți-mă la încercare, știți în ce context o spune? În contextul banilor. Cu 10 ani. Puneți-mă la încercare! Și noi pe Nicosare ce am făcut? În loc să facem exegeză pe text, am făcut exegeză. Am rupt versetul ăla și l-am pus în contextul nostru. Doamne, chipul nu încercare. Doamne, dacă mă vindești. Doamne, atunci acolo nu voi spune la Doamne, mă doare și alege. Doamne, dacă mă vindești, chipul la încercare. Doamne, dacă faci să ploaie mâinii ei. O singură dată, zice Biblia, puneți-mă la încercare. Și o spune în contextul banilor. Vă spun,
Aici, aici se vede cine e credincios om. Frate, eu vreau sută. Eu sunt sub har. Care e sub har? Păi dacă legea este inferioară harului, că tu ești inferioară harului, pe sub har, tu trebuie să le ai mai puțin de 10%, dacă ești mai pocă mai superioară. Dă de la 10 în sus atunci. Nu? Și dă cu bucurie. Să nu fiți greșit. Dumnezeu testează. Și apoi promovează. Amin? Și Domnul vrea să avem rod pentru el. Ca roata noastră să rămână. Și Dumnezeu să se laude cu mine în fața iadului. Ca și cu Iov să spună, le-ai văzut pe robul meu Iov, nu e nimic care pe pământ. Chiar mă apropiu de încheiere. Dacă Biblia ar fi fost pusă în mod cronologic, prima carte a Bibliei, știți care era? Iov. Biblia a fost pusă așa, vechi de zi, cărți istorice, cărți poetice, Psalmul, Proverbe, Ecclesiastes, Îndemnări, și cărți profetice, de la Isaia până la Maleachi. Deci, istorice, poetice, profetice. Dacă ar fi pus în ordine cronologic, în ordinea scrierii, prima carte era cartea Iov. Și dacă era cartea Iov, Biblia nu mai începea cu la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, ci Biblia începea așa. Era în țară Uț un om cu numele de Iov. Bă, și omul ăsta nu era extraterest, bă, era om! Omul ăsta era curat la suflet, Iov 1:1. Se abătea de rău, se temea de Dumnezeu și era fără prihană. Și atunci, primul mesaj pe care Dumnezeu ar fi vrut să-l transmită întregii umanități este asta, este acesta. Că Dumnezeu și astăzi caută un om care se teamă de Dumnezeu. Nu să facă minuni, să umble pe ape și să umble cum a umblat Iisus pe uscat. Să se teamă, să fie fără prihană interior. Să fie o lumină acolo. Că ai chef, că n-ai chef. Să strălucești pentru Dumnezeu. Ca să ai o răsplată de plină. Fapte 20 cu 24 și gata. Fapte 20 cu 24. Deci Biblia așa. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Și acum ascultați. Ci vreau numai ce să fac. Să-mi sfârșesc cum? Nu cu bine alergarea. Când uitați, Doamne, ajută-mă să sfârșesc cu bine alergarea. Da, ți-o pot sfârși de media 5. E adevărat. Pavel zice, nu vreau așa. Lupt cu lipsa de chef, lupt cu firea mea pământească și când mor, vreau să sfârșesc cum? Cu bucuria alergarea. Și știți cum a terminat-o? 2 Timotei este ultima scrisoare pe care Pavel o scrie. Este în Roma. Cântecul lebedei supranumită. Pentru că lebeda cântă doar o singură dată în viață, înainte să moară. Și el a spus așa, în 2 Timotei 4, cu 7-8, spune așa. M-a luptat lupta cea bună. Uitați cum termină. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. Păi s-o păzește-mă să lupți. Și acum ce urmează? Ce urmează? Mă așteaptă cu luna, nu numai mântuirea răsplată. Cu luna pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul și drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubiți, nu tuturor celor care predică vreodată, celor care nu, dacă îl iubești pe Domnul. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru cei ce iubesc. Lucruri pe care nu celor care iubesc ca o inimă și relații și intimitate cu El. Dar știm noi, asta ne cheamă Domnul. Să luptăm în așa fel încât să ne ajute Domnul să ne sfârșim cu bucurie. Să-L iubim pe Iisus, să mă uit la El exemplul meu, care pentru bucuria care a pus înainte, a trecut și treacă pe la suferință și trebuie să sufăr și trebuie să lupt, sunt gata, Doamne, de ce? Să moștenesc și eu răsplata pe Iisus. Amin? Hai să-L iubim.